Sunt în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Cu domnul, invitatul meu este domnul inginer Dinu Gălușcă, un interlocutor foarte simpatic. A reușit să ne explice în prima parte a emisiunii, depășind puțin, ce este cu comprimarea. Da. Și am înțeles. Cred că am înțeles. Invitatul meu este șef secție comprimare Butimanu și coordonatorul stațiilor Sărmășel, Urziceni. Și Bălăceanca. Și Bălăceanca. Bălăceanca este stația mea de suflet. E importantă, da? E stația mea de suflet, domnul profesor. Eu în Bălăceanca am început activitatea de comprimare a gazelor. Uitați că am lăsat la urmă fără să știu că e cea mai importantă. Ca șef. Ca șef, da. Dumneavoastră ați fost șef? Cam tot timpul ați fost șef. Tot timpul am fost, așa e. De la venirea în Romgaz, care rămâne o dragoste constantă, Romgaz. E fantastic. A dumneavoastră. Da. Bun. Am început să prezentăm telespectatorilor din exterior Butimanu în anotimp de iarnă. Eu aș vrea să ajungem și la alte imagini, mai vesele. Da. Da? Pentru că aici avem Butimanu... Împărăția. Împărăția în anotimpul primăvara, care nu-i decât o copie, da? Așa e. Iată aici, când dați ordin să înflorească pomii. Aveți, e gândită bine din punct de vedere ecologic această E fantastică. Structură. Și aici aș vrea să puteți doar două probleme. Unii spun că dumneavoastră n-au ce căuta pomii într-o stație de comprimare. Au fost și astfel, da, de voci? Da, am găsit și asemenea voci. Și au zis, și am întrebat de ce? Păi este pericol de incendiu. Cum adică este pericol de incendiu? Că sunt pomi, că ei nu sunt puși pe colector. Păi zic, dacă este pericol de incendiu, eu nu mai am ce căuta acolo. Înseamnă că nu mi-am luat toate măsurile ca instalația să fie în siguranță. Deci nu. Deci de-aia v-am spus, suntem blânzi cu mediul. Suntem chiar ahtiați după lucrurile frumoase. Sunteți un sentimental. Veniți la noi primăvara să vedeți flori, să vedeți... Care este anotimpul preferat al dumneavoastră? Toate patru? Îmi place zăpada albă, pură, curățenie, suflet curat. Acasă la noastră cine de zăpada, la o parte? Numai eu. Numai dumneavoastră. Haideți să ajungem la un alt anotimp, care mie mi-e drag. Pentru că eu m-am născut într-o lună de toamnă. Frumoasă toamnă, că e bogată. Vine cu o bogăție. La dumneavoastră, la Romgaz, ce se numără toamnă? Am ezitat să spun, trebuia să vă spun că, de fapt, activitatea noastră începe în aprilie și se termină în octombrie. De ce? În aprilie, exact. De ce? De ce? Puțin pentru curios, că... pentru aprilie, da? Nu. Dar nu, cât? Că putem începe. Butimanu începe de obicei după 15 aprilie. Sunt Bălăceanca, pornește prima, Urziceni, pornesc și ei. De ce? Pentru că atunci scade consumul casnic și industrial. E o explicație pentru... corectă, da? Da? Cresc debitele și presiunile în colectoare. Consistent. Da. Da. Importul e mai ieftin. Nu e de neglijat și treaba asta. Dacă alta să cumpărăm vara gaze și alta iarna, da, atunci... Asta este perioada noastră activă. Noi în perioada asta ne reținem la concediu, facem fiecare cu schimbul și luăm maxim 7-10 zile, maxim cine ia 10 zile de concediu, un fericit. Dar nu poate lua în fiecare an. Concediile se dau de la sfârșitul octombrie până la sfârșitul anului. Programat. Sau de la început. Că am și colegi care iau în prima parte, din ianuarie până în martie. Aveți și colegi care renunță la concedii? Nu avem. Ar fi păcat. Ne obligă legea. La noi lucrurile sunt clare, nu. Am înțeles. Din punct de vedere tehnic, Sărmășel. Din punct de vedere tehnic, Sărmășelul este o frumusețe. Una din cele mai reușite stații din Transilvania. Este finalizată
Ne-am arătat imagini și cu clorofilă, dar tehnice mai puțin. Domnul director Vecerda v-a prezentat stațiile de uscare și exterior. Eu vreau să vă prezint... Parcă era o mănăstire acolo, totuși, da? Fantastic, să știți, e fantastic. Eu vreau să vă prezint, de fapt, de ce mă ocup direct. Vă rog, vă rog. Deci mă ocup de buna desfășurare a activității cu aceste mașini Waukesha și cu compresoare Cameron. Aceleași mașini este și la Urziceni, stație nouă, dată în folosință în 2015. De fapt, dacă vreți istoria lui Urziceni, Urziceni este prima stație de magazinare a gazului, luând ființă în 1978, înainte la Butimanu. Deci înainte de 82. Da. Deci Urziceni a fost prima stație de magazinare din zona Ploiești. Care a intrat în istorie. A intrat în istorie, dar odată cu modernizarea și, mă rog, fabricația acestor motoare performante, extraordinar de reușite. Iată, mai avem o imagine. Da, aici e compresorul. E compresorul Cameron. Sunt mașini extraordinar de bune. Am câștigat mult. Aveam și noi, făceam și noi. În păcate, nu mai avem să le facem. Domnul Din, am lăsat la urmă pe cei trei doamne și toți trei. Pe doi am cunoscut, nu știu cine este în stânga. Deci în stânga, dar aș vrea să vorbiți... A fost fostul șef de stație pensionat anul trecut, domnul Vasile Constantin. Un om, să-l salutăm de aici, da? Valoros. Aici sunteți dumneavoastră? Da. Cu caschetă, da? Da. Și aș vrea să vorbim de cel care a fost un om extraordinar, Meze. Da. Am Dumnezeu să-l odihnească. Nu să-l odihnească. În pace. Vreau să vă spun părerea mea. Este rog, că a fost eminența cenușii Arungasului. Și nu folosesc nicio figură de stil. Este metafora dumneavoastră, da, este da. Opinia dumneavoastră. Este opinia mea. Da. Vreau să vă spun că, discutând de probleme tehnice, totdeauna găseai soluția cu domnul Zanfirescu. Nu exista... Un profesionist. Puțin spus eu spun profesionist, că venea totdeauna cu rugăminte. Zice, te rog, zicea drăguțule, hai să vedem aici cum facem. Un om blând. Da. Eu nu l-am văzut vreodată să dice tonul, să înjure sau... Nu, n-am. Înțeles că biroul domniei sale, deci Dumnezeu să-l ierte, este neocupat. Da, e neocupat. Aici la sucursală. Da. Așa e. Un om... Ce ne mai puteți spune despre de o noblețe fantastică. Am pus cu dânsul... Aveți o întâmplare, o poveste. Am pus cu dânsul stația de la Bălăceanca, venea la noi și am pus-o în funcțiune cu domnul Zanfirescu. Vreau să vă spun că era greu, Mergeam de la Bălăceanca până în București cu două mașini, nu era mijloc. Dânsul venea cu o Dacie, ne lua cu Dacia și chiar... Dacia personală? Nu, era Dacia de serviciu. Am înțeles. Dar ne ducea și ne aducea domnul director și ridiam colegul și fiind și dânsul de față. Ce valori avem noi dacă șofer avem directorul tehnic? Da seama, directorul tehnic era șoferul nostru. Dar mare onoare, da? Mare onoare. Ce să vă spun... Am avut multe... Colegii își mai amintesc de domnia sa și dacă da, cum? Da. Întâmplător sau... Nu. Sunt lucruri pe care ne aducem aminte. Deci sunt instalații întregi unde a participat direct la ele și... Nu, dar există și comemorări, există... Domnul profesor, aici m-a prins într-o... Nu, vă întreb, care... efectiv, nu? Nu că peste tot oamenii te uită imediat, da. Eu nu l-am uitat, sincer vă spun, da, nu l-am uitat. Și nici colegii mei de la universitate nu am văzut, nu și colegii dumneavoastră nu-l uită. Când am văzut, au rămas surprins. Am înțeles că dânsul a condus odată o delegație la dumneavoastră. Da. Haideți povestiți-ne, ați avut o discuție cu Neamț. Vă rog.
Deci să spuneți despre ce este vorba. Da, tot deci UPG, un grup de profesori da? Din Uniunea Europeană au venit la dumneavoastră, da, pot să spun așa. Și conducerea l-a delegat pe Dinu Florinel. Da, și pe domn Zanfirescu, da? Să facă o vizită în Butimanu. Perfect. Cum a fost acea vizită? Erați prezent? Da. Eram șef, primit, de stație. Da? Eram șef de stație. Ați primit întrebări? Da, vreau să vă spun că e foarte interesant. Ce mi s-a părut curios, oamenii erau profesioniști. Profesori de acum. Nu toți profesorii sunt profesioniști. Dar bun. Erau specializați în gaze. Specialitatea lor era... Bănuiesc că v-ați dat seama și după întrebări. Am dat seama după întrebări. Acum, discuția, mă rog, s-a canalizat că unii sunt învățați cu stații mari. Olanda are stații mari. De-aia am spus sud-estul Europei, n-am spus restul. Olanda are stații mari. Au fost reprezentanții din universitățile din Olanda, din Franța, din Germania. Din Germania. Vreau să spun că cel din Germania a avut o atitudine așa mai... Mă rog... Rezervată. Da, puțin rezervată. Dar până la urmă, hai să vedem ce se întâmplă aici. Am mers în modulul 2. Știm, acum pe de rost, modulul 1, modulul 2, modulul 3, da? Și a pus întrebare, să vedea. Că deci cum a deschis gura, totuși, să pricepe. Seama, da? A întrebat lucruri care, mă rog, a trebuit să-ți dai seama... Ca de exemplu, o întrebare, da, chiar dacă nu înțelegem toți. Aspirația pe mașină. Care e valoarea aspirației? Da? Asta spune ceva? Și ați dat-o exact, da? Da. 13 la 21 de bar. Presiunea de reflare. 150 de bar, maximă. Ia, până la 150 de bar ajunge. Puterea pe motorul electric. Compresoarele noastre sunt compresoare acționate de motoare electric. 5,1 MW. Opa. Și ultima a fost debitul. 24 de ore. 1,5 milioane la 24 de ore. Da. Și știți ce se poate întâmpla în cazul unui accident major? Reacția mea a fost simplă, sincer. Și întrebarea corectă, totuși. Da, întrebarea corectă a fost, eu am fost franc, am spus clar. Domnule, așa ceva nu mă gândesc pentru că știu ce fac. Avem programe speciale de verificare a instalației, de verificarea mașinilor și dacă eu fac încercările la presiunea de 210 bar, de ce să-mi fie frică la 150? Corect, că e mai jos. Da? Dacă eu fac toate probele cu motoarele electrice și știu că el n-are voie să depășească puterea nominală în momentul când trece cu un watt mai sus, pică motorul. Pentru că sunt reglate. Există niște reglaje care n-am de ce să-mi fie frică. Și a zis, da, dar în cazul unui accident major, aici știi ce se întâmplă? Tot așa vreau din experiență și din ce calcule făcuse dânși. A zis că aveți ce s-a întâmplat la Cernobâl, mai puțin componenta radioactivă. Da. Deci o catastrofă. Păi vă dați seama. Acum, după aia imediat m-a fugit... Uite ce se întâmplă la distrigaz la presiuni joase. Da. Incomparabile. Incomparabile. La 150 de bar înseamnă lasă. Că poate să fie o presiune mare care se destinde. Și se reduce. Dar sunt și debitele mari. Ce problemă, știți? Presiunea a ajuns la 150. Poți să-l faci și la 500 de bar. Da? Dar în 15 secunde, 20 de secunde s-a destins. Fiind o cantitate mică, e nicio problemă, se destinde. Aici fiind și când... Da, e un capitol care, mă rog, noi știm despre ce e vorba. Sunt convins de asta, dar iată că și străinii, în final, au rămas încântați, bănuiesc, da? Au rămas încântați. Sigur, rezervați pentru început, nu e normal, totuși, da? Da. Încântați pentru că avem proceduri care satisfac și curiozitățile vizitatorilor. Am înțeles. Frumos. Aș vrea să vă rog să spunem telespectatorilor
pe scurt, elemente legate de cariera profesională. Eu mi-am notat orașele, localitățile. Iași, București, Bălăceanca, Butiman. Da. Vă rog, Iași. Iașu... Am spus că sunteți Moldova. Da, Iașu... Și un povestitor Iașu născut. Pentru mine a rămas capitala culturală. Dar la Iași să spunem că ați făcut școala profesională. La Iași, în 1970, s-a înființat școala profesională numărul 2, așa o denumirea, și am fost prima promoție de electromecanică, aparate de măsură și automatic. Din țară? Eu așa știu, din țară. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci ați câștigat competențe care v-au folosit toată viața. Toată viața, așa e. Cu niște profesori la fel, extraordinar, dar mi-aduc aminte numai de director, dacă vreți. Mă rog. Domnul profesor Iliescu, un om extraordinar. Ce specialitate avea? Era inginer mecanic. Inginer mecanic. Da. Dumneavoastră este inginer electromecanic. De aia, ca să răspund la toate întrebările care sunt o stație, lucrez cu 6 kV tensiunea pe motoare. Sunteți bun conducător de electricitate? N-am încercat niciodată. Doamne ferește, da? Nu. Nici nu recomand la cineva. Dar n-ați avut niciodată? Nu. Că mai pot fi... Nu, n-am avut. Și neglijențe am de acest gen regretabile. La 23 august am avut prima dată contact că, mă rog, sunt niște reguli aici unde se pune intrarea, de exemplu, într-o siguranță, un element simplu. Da, în casă, cineva a inversat, în loc să o pună pe fundul siguranței, a pus-o pe partea... Se întâmplă asta. Meseriașul adevărat știe că numai așa se pune. Și cineva a pus invers. Sigur, când am pus mâna acolo, am avut o surpriză. Opa, dar aveam covor de cauciuc și... Deci protecție. Dar m-am convins că trebuie... Curentul electric nu poți să ți-l faci prieten. La fel nici gazul. Știți că înainte curentul era curent continuu, alternativ și întrerupt. Era profesorul Edmond Nicolau într-un anfiteatru, s-a întrerupt lumina și întrebau studenții ce s-a întâmplat, profesorul ce s-a întâmplat, dar un student hâtru de la tablou, domnul profesor. era tabloul lui Ceaușescu în spate, da? Fantastic. București, înțeleg că da, ați făcut liceul seral la Mihai Viteazu, da? Și apoi școala de maestri Spiru Haret. Da. Deci școală profesională, da. Liceu, da. Da? Și apoi școala de maestri. V-a plăcut cartea? La drum lung se face pasul mic și nu că am obosit. Na. Și am căutat-o, mi-am cumpărat școlile. Nu a fost, cum să vă spun, ceva, mă duc acolo și am rezolvat treaba. Nu! N-am vrut să mă duc la Politehnică. Când m-am dus și am întrebat, de ce n-ați motoare electrice, vreau să spun la electrotehnic, în cadrul politic. Înțeles, da. Zic, motoare electrice mari faceți? Și nu. Nu, salutar. Am plecat. Și ați plecat la Reșița. Am plecat la Reșița, că acolo era la Universitatea Eftimul Ungu, după părerea mea, e un colectiv unic în țara românească care poate rezolva problemele motoarelor mari și a generatoarelor mari. Din 2009, da? Toți vi se adresau cu domnul inginer. Da. Ați dorit să fiți inginer? Nu. Că puteți să rămâneți un maestru? Nu. Filozofia mea a fost păguboasă după mine. M-am luat după nenea Creangă, care spunea decât codaș la oraș mai bine fruntaș. Și eu spuneam, decât un inginer slab, ca să nu spun altfel, mai vine un maestru care să ridice pălăria în fața lui. Asta a fost filozofia, dar a fost păguboasă, recunosc. Și cum ați făcut universitatea la Reșița, că dumneavoastră erați angajat? Nu, a fost, dar... Erați al rungazului? Da, pasiunea. Laboratoare, tot? Fai de mine ce drama. Problema cu prezența nu era chiar așa... Cu laboratoarele. Făceam sâmbăta... Și la ora 10 eram la laboratoare. Am găsit oameni extraordinari acolo, sincer vă spun. Oameni care... Și mie îmi plac Reșița. Cu Bârzava. O frumusețe. Cu Semenicu acolo. Cu Gărâna. Da, cu Gărâna. Fantastic. Acolo se organizează un festival de jazz, pare. Da, vara mă rog, unora le place jazzul, da? Și nouă ne place jazzul, da? Ne place.
Aș vrea să mai spun că ne apropiem de, adică ne-am apropiat de finalul emisiunii, da? Mama Anica, frumos tata Ioan, agricultori, trăiesc. Trăiesc, să le dea Dumnezeu 82, sănătate. 90, da. Și înțelepciune. Frați, trei, sunteți cel mai mare. Sunt cel mai mare și întotdeauna v-ați dorit să-i lăsați, da. Da? Să vă formați și apoi să-i ajutați, înțelegându-vă ca frați, da? Da. Casa părintească Trușești, da. Și îmi povesteați dumneavoastră înainte de a intra în studio că prin spatele curții trece Jija. E mai mare ca Jiu? Nu e mai mare ca Jiu, e doar, se pare, ca lungime. Ca lungime, da? Dar da? Nu ca debit. O fată, Alina, admirabilă, un băiat Ciprian, aveți trei nepoți, da? Da. Deocamdată, nu? Da. Două nepoțele și un nepoțel. Cea mai mare bogăție, domnule profesor, cea mai mare bogăție pe care o avem astăzi. Frumos. Câteva întrebări scurte și apoi o să încerc să vă descoperim și după numele, caracterele care alcătuiesc numele de familie și numele de botez. Dintre cuvintele ieri, azi, mâine, ce alegeți? Totdeauna mâine. Mâine. Știți să iertați? Da. Știți să pierdeți? Da. Se spune că atunci când pierzi nu știi ce câștigi și când câștigi nu știi ce pierzi. Munte mare, ce preferați? A fost marea, este muntele. Vă plac călătoriile? Da. Dacă ar fi mâine să plecați într-o călătorie, în ce oraș ați dori să vă posiți? La noi sau în... Nu, dincolo. Da. În Europa și nu doar atât. Peste ocean? În ce oraș? Da, aș vrea să văd New York. New York. Sunt tolerant? Da, nu se poate trăi fără toleranță. Cu ce dar ați fi vrut să vă înzestreze natura? Dar pe care nu-l aveți. Aș fi vrut să am o ureche muzicală. Cred că am spus totul. Dacă e muzicală, sigur. Vă plac romanțele? Cântați totul, da? Îmi plac. Știu că moldovenii când se strâng acolo, păi, sunt vocali, cântă. Păi, se cântă cu inima pe masă, da? Pun inima pe masă. Ce povestitor, da? Mi-e dor de acele poale în brâu, mă refer la plăcinte. Și mie mi-e dor de multe, da. Să lucrăm puțin. Ce defecte aveți? Multe. Unu. Mândria. Mândria e un defect? Da, mândria... Că aveți pe ce să fiți mândru. În accepțiunea mea, cu toate că se trage dintr-o virtute, da. Vezi? E tocmai balansul între virtute. Mândria poate deveni... Deci mă mândresc. Nu. Un alt defect. Așa am zis numai unul. Mai aveți încă unul? Poate că sunt prea intransigent. Dar sunt cu mine în primul rând și pe unul și cu ceilalți. Bun, eu am analizat caracterele din numele de familie, nu pe toate, m-am străduit și numele de botez și iată v-am găsit câteva calități. Să începem cu primul G. Generos. Da. Gura liv uneori. Cred că nu pot să spun că nu. Am și un moment când am dreptate. Grijuliu, da. Gospodar. Nu pot trăi fără lucrurile bine așezate, învățate de la mine aia care a rămas acolo. Gazist. U. Urmaș, demn de înaintaș. Eu am atribuit această calitate. Uman. Da. Și. Șansă. Șarmant. Știe să privească dincolo de aparențe. Șef secție, comprimar. Da. De multe ori șicanat, dar a știut să iasă din aceste clenceri. Da, așa este. Șefii totdeauna au dreptate. și trebuie să gândească cu 8 mutări, da, în avans. Așa. Jucați șah? Da, îmi place. Da? Da. Perfect. Și multă atenție când mutați nebunul, bănuiesc, da? L, lămuritor. Apreciat prin cuvinte elogioase, nu vă plac laudele, știu. Nu. Lider.
D, delicat, duios, ca orice moldovean, dificil pentru unii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Om de decizie. Dar cu unii aia știți care sunt? Care sunt? Știți. Deci oamenii care, mă rog, sunt necinstiți, oamenii care se vârt în jurul cozii, ești deși neștia. Sigur că da. Bun. I, inginer electromecanic. Da. Ați absolvit în 2009. Da. Da, atunci a venit chemarea. A fost să se întâmple. Inventiv, da. Inteligent, iartă, știți să iertați? Da, iert. Integru, inspiră încredere, influent. Aici... N, nu face compromisuri. Domnul profesor, în tehnică nu se fac compromisuri. În viața, da, dar în tehnică vreau să vă spun născut că pentru sunt a fi zero. Electromecanic. Exact. Navetist, da. Natural, am luat de la, din gălușcă, l-am luat și pe căp, deci călit, oțelit. Sunt călit. Așa s-a călit. Oțelit. Cu ce și terminăm, critic, dar și autocritic, conștiincios, cinstit, are coloană, vă întreb, aveți o vertebră în minus, în plus? Nu. Nu. Corect, curios. Capacitatea de comunicare și motivarea echipei, carismatic, un om de cuvânt. Nu se poate fără. Numai că știți ce mi-ați făcut acum? Mi-a spus atâtea lucruri extraordinare despre mine. Pregătind puțin emisiunea. Dar nu vi l-a spus nimeni, da? Încât mă faceți că nu mai pot să mă mai duc să mă mărturisesc la preot. Ah, mă las pe post de duhovnic? Mi-a dat o idee totuși. Da. Nu, fac aceasta dintr-o pasiunea mea, dintr-o dorință mea, da, de a cunoaște oamenii. Am înțeles, e fantastic, e fantastic. Nu sunt psiholog, dar de multe ori îmi mai iese și mie. Nu, v-a ieșit. De data mulțumesc. Asta v-a ieșit 100%. Mai vreți să mai spuneți ceva? Trebuie să terminăm emisiunea, să nu-i supăr pe colegii din regie. De acord cu dumneavoastră. Din păcate, toate au un sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Domnule inginer. A fost o plăcere. Pentru determinarea cu care ați venit în emisiune. Vă mulțumesc pentru modul în care ați relatat câteva capitole, câteva cânturi din povestea vieții dumneavoastră, câteva, cu harul dumneavoastră de povestitor. Vă mai aștept și în altă emisiune. Vă mulțumesc. Să-i mulțumim încă o dată domnului Metea pentru ideea pe care a avut-o de a organiza un ciclu de emisiuni dedicate Romgazului. De asta e director general. Da, vizionar. Da. Da? Liviu Dumitraș, cu realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru fidelitatea cu care ne urmăriți în fiecare săptămână și doresc să vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune a fost sponsorizată de RomGaz.